acum probabil nu ne mai dau și să mai și materialele, că sunt, nu, sunt și camere ascunse prin tot felul de locuri. Și să nu ne vedem din ce unghi suntem filmați. Înțelegi? Da, clar. Păi nu știu că atunci când se dau materiale, ai văzut că dă puțin repede și pe imediat se duce imaginea. Mă gândesc că atunci se filmează din alt unghi. De-aia bine, eu sunt conștientă că și în fost acasă și casa asta sunt camere ascunse pe tot. Dar se pare normal să fie. Se pare normal. Cum? Sunt, dar nu sunt. Sunt de la micuțe, măi, fetelor. Da, cum ia, e acolo, dar la micuțe, de nu știi unde sunt, nici că spui alea. Dar se pare normal. Da, mi se da. Dar de la micuțe. Păi cât era în casa veche? Nu se aminte cât era. Păi astea negre sunt pentru antena play și mă gândesc că celelalte sunt pentru materiale. Exact, astea sunt, exact. Doamne, dar cât am râs. Fiecare era cu durerea lui. Da, băi, a venit Ramuleț. Mai venite cu Laura acolo. O să vă fac mă trebuie, tatea, mă bag și tot. Da, era doamna Mirela. Eram cu doamna Mirela în platou și zis că lui Laurențiu, băi, și ce facem? Oricum n-au nu e camera acolo. Le spune că noi, de fapt, am făcut o scenetă. Ne prefăceam, că oricum nu ne-a văzut la față. Nu știu ce făceam noi acolo. Ne spune că ne-am prefăcut. Așa-i testeze? Da. Parcă doamna da, Maria Mirela nu e în casă dincolo. A pus un bebe și aveam camera la noi la baie, la femei. Da. Și ea ce s-a gândit? Ia să mă schimbă acolo, băi, ia să văd eu. Ea zicea că a primit mesaj, mai puneți... Mă, acoperiți camera da. Cu... Prosop. Și primea? Dar la ușă. Se filma. Filmează, se filma acolo. Nu că le mai vedeam și ne-au dat și materialele cu, fete, cu fetele din baie. Haideți bunica, poți. Nu, că pe Lea o să le arunc mâine. Mâine. Ce mai fac copiii? Ce povesteam de-aseară, eu de-aia râdeam cu Marianita. Marianita râdeam mătchiacă. Nu, n-am capcă. Sunt papucii mâini. Da, dar n-am capcă. I-am făcut să râd aseară când m-am dus la ei acolo eu. La mine și la dressing acolo. Când eram în dressing acolo. Zice Raimond, zice... Păi cred că sunt filmate acolo. Dar eu zic oricum. La ei, nu mă îmbrac, acolo. Păi exact așa, noi eram supărați, plângeam acolo. Mă, voi stați aici de vreo jumătate de oră. N-ați primit niciun mesaj să știți afară. Și eu m-am schimbat aici de chiloți? Asta arată mă vede. Deci râdeam cu lacrimi, nu mă gândeam. Mă și cu rochița aia. Acum am postare cu rochița, că mă gândeam. Uite, măi, mă vede ăștia, cum mă gândeam de mine. Dar nu cred. Mine rămas să dau acum de la mine. Cred că da nici acolo unde suntem la duș. Când ieșim noi și ne schimbăm acolo în afară. Cred că este acolo. Unde acolo? Lângă dușa în afară. În afară dușului. Nu ne îmbrăcăm acolo, mă. Eu acolo mă schimb. Chiar goală acolo, cum să ne filmezi? Audi. Cred că este. Nu, numai să audi. Sonor să audi pentru că acolo mă îmbrac. Eu nu mă schimb în duș că este prea mult apă în mână. Eu mă dau. Am zis și n-avea nimeni la valiera. Mi-a zis Ioana, da. Da, deci n-avea la variera... N-a plâns doamna Iuliana, după mine zi aia. Iuliana și... N-avea nimeni la variera. Și cam auzi cum a plâns, înțelegi? Dar de văzut nu cred. Hai mă, că nu sunt. Eu cred că nu sunt. Și dacă sunt, nu de la tur. Faci acolo ceva. N-a ales să faceți playboy? Păi da. Să-mi spune și mie unde poți să mă scrii o toaletă, cred. În veceu. Nu mă, a spus că de văzut nu ne vezi. Ești în veceu, mi-e zic. Eu și-o folosat pe vecea și mă uită să doamne. În living. Acolo sigur nu. Adică în toaletă, în veceu. Mă gândesc că au pus chestiile alea ca să ne schimbăm. Eu mă gândesc că alea le-au pus să ne schimbăm pentru că noi în casa veche ne schimbam la dulap. Și ca să nu mai fim așa de așa cu obrazul gros. Ce ai măcar să le punem ceva, să tragă și le perdeluța. Să le vedem decât, să le vedem decât noi, decât nu știți toată lumea. Nu cred. Păi da, cred că de, se vede decât perdeau, așa, dar nu cred că se vede după perdea. Ar fi ceva. Că nu e nicio gaură pe sus pe acolo. Or, nu e, tropoane, nu. Dar... E, o cameră mică mie. Dar curios că de aici la tine nu se vede, dar de... De acolo că de nu de am senzația că se vede. Asta mi se pare și mie ciudat. Unde mă gândesc că ar putea să fie? Asta mi se pare și mie ciudat. Și ce mi s-a părut ciudat? Că când ieși în dressing poți să vezi afară, da, dar invers nu. Da, să încercăm să întoarcem perdeaua alea, să vedem dacă se vede. Să ne vadă cei de afară da, pe noi. Nu, să vedem dacă... Mai fac și doamna Maria o probă pe la toaletă pe acolo. Mai fac un cu și vede dacă a filmat.
Nu, m-a auzit când am văzut rugăciunea de asta. M-a auzit, da. M-a auzit? Mm-hmm. Și a văzut cum am pus linguritele alea pe perete acolo pe gol. Lasă să fie pus atât de pe jos, că mi-ai spus. Dar din partea mea să fie camere și supat în partea mea. Chiar nu mă deranjează. Stai, măi, m-am pus unde... Mi-ai urat să fie. M-am pus la... Să nu mă deranjez, hai! Faceți playboy! Hai, că astea poate să... Dă-le în culp, la măi, niște carne, dar... Stau acolo, carne. Facem poate la aici. Am venit la o emisiune sau am venit să... Stai, să nu v-am văzut, nu mai că toată lumea. Dacă devenim populare, să fim populare în întregime, în totalitate. Nu, probabil văd decât domnii cameramani. Văd decât domnii cameramani. Nu mai dăm un chic cu domnii cameramani. Nu cred că sunt. O să întrebăm fetele. Dar nu ne vor spune. Ei, nu știu. Da, spun că nu știu. Poate. Nu, mă, el îi spune că nu se vede. Păi și când a fost, mi-a făcut ăla la masajul ăla. I-am zis, doamnă, nu mă descoperiți pe amuzi, mă văd de bărbat de mine spate, că sunt mai pudic, așa zic, mai acidoasă, nu știu. Îmi fac și pe un jos, nu mai faci, să-ți le pun la copilite, că mai mult. Și păi, ea făcea așa și eu, ca să dau ăsta iarăși, nu se duce mai jos, mă, frate, mă, mă, bine, că avea sutienă pe mine, aici, aici avea sutienă. Am avut o sticlă de șampanie acolo, dată de Oana, doamna Maria, o bei când vrei. Bine că nu numai eu, A găsit ce rol pentru ce dar ce dai? Ce faci? Ce rol are? Pentru cuticule mele, nu mai e. Am băut și la Orența, am băut și eu. Uite, am crem acolo și n-am dat loc, că trebuie să ispir acolo. De mea de la Eva. A văzut și pentru cuticule? Da. Nu știu ce nu le faci. Cum? De silă. Și în seara asta chiar de? Am și eu. De silă, din cauza silei. Aaa. Incomoditate. Ia auziți. Dar chiar o bei pe toată care ai simțit-o așa. Dar pune frate, o jumătate pahar la sacul. Păi jumătate, jumătate a fost, dar am fost 4 persoane. Nu, a fost ca plină. N-am încercat de la ei, nu am încercat. A fost plină. Dai și, nu mai bagi mâna la apă. Și las până dimineața, dimineața nu le găsim. Da? Tot dau bunii la aniversarea mea și a lui la urmă. Și asta, nu mai nevoie să mă uitai. Păi și ce încercați să vedeți? Ce, nu e cremă? E cremă, nu. Și ce să vă fie greu? De ce să vă fie greu? Păi cred că se inspiră și aia, că am și din aia, antierit de seara, antierit de dimineață. Știi? Uitați-vă, da. Da, da. Păi mă de și de nu-și pe aia n-am dat-o, că se inspiră. Ca să nu-l mai certați. Da. Nu, dar nu-i frumos gesturile astea. Băi, întrebi, bă, cine a pus-o? Poate mai vrea cineva, poate cine a pus-o, nu? Ce vezi aici, doamna? Cred că m-am dat pe călcăi, când am făcut călcăi. Doamna, cât am stat și cu bunii și cu Laurenț. Ce palma i-a tras. Aveți voi călcăi ca al meu? Nu, păi da. Puteți să mergeți cu alea, să nu mergeți cu pe vă tăiți? Și? Păi spune-mi, Pietre, pune mâna. Da, da, îmi dă mereu cu ăla. Păi nu se gâdilă. Uite, nu se gâdilă, l-am la bătrân, băie, nenicu. Eu mă gâdil de lați? Eu mă gâdil de mort. Lasă, când m-am rugat de Raimond să-l gâdi și pe el puțin cu aparatul ăla de masaj, fai de mine. Mamă, și eu mă gâdil, nu pot. Dar rău de tot gâdilă. Nici la degete, nu. Ce aici? Nicăieri. Este imună, bune, la nimic. Eu aici m-am gândit la când îmi făcea femeia. Eu dacă m-aș duce acolo, aș ce să mă duc, câți bani costă din concursul meu, o să mă duc și pe mine acolo. Cred că să mi-a bunit, vreau și aici, dar mai facem și mai facem și mai, dar doar mai faceți în 5 minute. Și picioare, dar mai vreau. Aici vreau, aici vreau și picioare. Da? Da? Ce e Raimond la față și acolo? Să avea părul ca lui Raimond. Să mă bat, dacă sunteți bine, buni, la vârsta dumneavoastră. Parcă era D'Artagnan. S-a văzut ce ciupulit aici avea? Stau 20 de minute. Sunteți bine la vârsta dumneavoastră. Arătat acolo că mi-a zis... Bunica, arătați foarte bine la vârsta dumneavoastră. Prea bine. Auzi, serios? Da, mă, nu arătați când am intrat eu de sână. Da, da, da. Pe mine, în fiecare zi, să vezi cum te stopești aici. Da. Doamna dincolo s-a prezentat. Cine? Făcut noroc cu mine, așa, dar... N-a intrat în... Doamna D'Artagnan? Nu, doamna cealaltă. Crista. Să rămână. Nu, când am fost doamna la spa, la salon. A, crezut la cumpărături. Nu, Cința acum. Doamna Colista. A, este da? Și băiat acolo. Păi nu l-ați văzut în poză, nu s-a poză în imagine astăzi. Da, l-am văzut așa, așa venit. Făcea la păr, așa. Am ochelari când se da? Termina. Ceva mai spălat, da, da, cu mingea, că eu în ochi am luat-o... N-am mai luat, n-a arătat accidentul. Eu cred că nu a filmat, că a fost aparatul... Nu ne-a arătat deloc, Marianita, cum de ta noi cu mingea, cu ăla. A arătat lui Oana și mie, dar la Oana i-a pus și mingea. Și eu cum prindea mingea. În slow așa arătat-o. Ai văzut la Oana cum făcea?